Se aud din nou colindele pe holurile Consiliului Județean. Zilnic, sute de copii din întregul județ vin să le ureze un an fericit. Și cum în fiecare an cei de la CJ s-au dovedit a fi gazde bune, colindătorii primesc daruri. În perioada aceasta, mii de colindători vor trece pragul instituției. Luna decembrie este luna colindelor. Consiliul Județean este gazda peste 5.000 de colindători, colindători care vestesc cea mai importantă sărbătoare a creștinității, nașterea Domnului Iisus Hristos. Aceste glasuri minunate sunt răsplătite cu cadouri dulci. Magia sărbătorilor începe să fie prezentă în instituția noastră. Sărbătorile se vor resimți și în instituțiile subordonate Consiliului Județean. Copii și adulții din centrele DGASPC îl vor aștepta pe Moș Crăciun, dar și elevii din școlile speciale. De asemenea, ca în fiecare an, am pregătit cadouri dulci și pentru copii din cadrul protecției copiilor, cât și pentru bătrânii pe care îi avem în locurile, în azilele aceleași instituții și, bineînțeles, și pentru copiii din școlile speciale de la Balș și din celelalte centre. Păstrarea tradiției este singurul mod în care cei mici pot învăța colindele, chiar dacă vorbim despre unele noi sau cele strămoșești. Îți place să colinzi? Da. Câte colinde știi? Vreo 4-5. Și să colinzi? Da. O să mergi toată perioada sărbătorilor cu colindatul? Da. Câte colinde știi? Deschide ușa creștine, steaua, sus răsare. Nu, atâtea știu. Dar de colindat îți place? Mhm. Unde ai învățat tu să colinzi? La țară. Care este colindul tău preferat? Deschide ușa creștine și stea să răsare. Colindătorii sunt așteptați la Consiliul Județean să sosească din toate localitățile județului, iar ușile vor fi deschise până în apropierea Crăciunului.